Noul drum comunal spre Bozânta Mare, ce trece prin zona aeroportului internațional Baia Mare, a fost finalizat în aceste zile, iar conducerea instituției de pe Dura, precum și constructorul, au vești bune pentru cei care au utilizat și vor avea nevoie de respectiva arteră de circulație. De mâine va fi redat circulației după ce se va finaliza marcarea și montarea indicatoarelor rutiere. În paralel se lucrează și la extinderea pistei, a început deja turnarea asfaltului pe noua pistă de aterizare-decolare pe care vrem să o finalizăm, iar regularizarea râului Băița și podul cu o deschidere de 27 de metri a fost finalizată, urmând ca 15 iulie râul Băița să fie deviat pe nou curs. Lucrările la noul drum comunal spre Bozânta Mare sunt incluse în proiectul de modernizare a aeroportului internațional Baia Mare și au fost necesare datorită extinderii pistei aeroportului. Din același motiv s-au impus și lucrările de deviere a cursului râului Băița. Directorul aeroportului a precizat că până la finele lunii august muncitorii trebuie să-și încheie activitatea.